în perioada care urmează. Vreau să spun patru lucruri foarte rapid pentru dumneavoastră, membrii Guvernului, și cu sprijinul celor de la presă pentru cetățenii României. În primul rând, vreau să ne ducem mai departe cel mai important obiectiv, să avem creștere economică. După primul semestru, 3,7 creștere, cred că e un lucru, cu modestie eu spun, cred că e destul de bun, 3,7, și să simtă oamenii în buzunarele lor și în viața lor. Din acest punct de vedere, e foarte important ca săptămâna viitoare să se termine bătălia politică, să avem codul fiscal aprobat și promulgat de către președinte. Cred în continuare, ca un tehnocrat ce sunt alături de domnul Todorovici, că important este să dăm mesajul fundamental pentru economie și pe zona socială cu 20% TVA, nu 19%, că 20% cota generală cu 9% la alimente înseamnă 16% medie. Iar celelalte lucruri care privesc alte taxe și impozite, ca să vă spun foarte sincer, pot fi discutate de către oamenii politici. Ce e important pentru noi, 20% acel TVA. Am discutat acest lucru și cu președintele Iohannis și cu guvernatorul Băncii Naționale, domnul Isărescu, și sper ca liderii politici și Parlamentul săptămâna viitoare să țină cont de opinia noastră tehnocrată, să avem cod fiscal, să avem stabilitate economică, să creeze în continuare locuri de muncă, să crească salariile, să scadă prețurile prin scăderea TVA. De asemenea, eu o spun încă o dată și o voi spune și în fața Parlamentului, cele patru puncte de TVA, care înseamnă 7 miliarde de lei, impact negativ, cu creștere economică, cu organizare în continuare bună a ANAF-ului și cu cheltuieli inutile pe de care scăpăm, nu reprezintă niciun caz o problemă pentru economie. În primele 6 luni am încasat 10 miliarde de lei în plus. Deci anul viitor măcar 7 le încasăm sigur. Și cred că un consens politic ne va ajuta pe noi, cei care punem în aplicare codul, să mergem în aceeași direcție și din punctul ăsta de vedere m-aș bucura și mă bucur când există soluții raționale.